Salutare, oameni buni! Vreau să vă arăt astăzi un pont pentru cei care nu-și dau seama atunci când o piesă este reparată, dacă este umflată, cum este și cazul acesta. Avem și formă concavă și puțin convex. Aici a fost puțină tinichgerie executată. Da? La fel și în partea aceasta. Și de multe ori poate nu putem să ne dăm seama cu exactitate dacă este umflat sau nu. Ce trebuie făcut? Trebuie să pulverizăm cu degresant pe bază de solvent și să ne uităm în... am pus degresant pe bază de apă, pe bază de alcool. Imediat ștergem. Deci vedeți că la degresantul pe bază de pe bază de alcool nu putem să ne dăm seama. M700, degresant pe bază de solvent. Și acum urmărim luciu. Urmărim luciu și vedem dacă avem piesa umflată, unde a fost reparație. Să zic că este o tentă foarte mică umflată. Iar aici, da, aici e foarte umflat. Deci aici avem de bătut serios. Se observă și loviturile de ciocan și de spotă. Da? Deci acest lucru trebuie să-l facem. Pulverizăm cu degresant pe bază de solvent și ne uităm în neoane, în luciu degresantului, diluantului. Și atunci știm cu exactitate dacă e umflată piesa sau nu. Simplu și ușor. Am și bătut și acum să verificăm față de prima dată, să vedem rezultatul. Este mult mai bine acum. Poate un pic să mai batem aici. Dar față de prima dată, unde era mult mai umflat decât acum, este bine. Țineți minte, eu nu sunt adeptul să astupăm o umflătură cu altă umflătură. Adică o umflătură de tablă, de cucui, cu o umflătură de kit. Că practic asta facem. Când astupe o umflătură cu altă umflătură, tu, ca să poți să păcălești această umflătură, tu trebuie să încarci inutil de aici până aici, să fie material în plus de kit. Nemai având damage, adică avarie, lovitură în această suprafață dreaptă. Și automat, la sfârșit, după ce se pregătește și vopsește piesa, normal că se vede valuri și nu se mai vede după forma originală, se vede ca și cum ar fi fost vopsită de nu știu câte ori. Întotdeauna trebuie bătut orice umflătură. Să verificăm și aici. Aici arată foarte bine și aici. A fost o umflătură în partea aceasta, nu foarte mare ca în partea cealaltă. Am bătut puțin și este ok. Deci așa trebuie să facem atunci când avem o avarie și nu suntem siguri dacă unde a reparat tinghigiul este umflat sau nu. Suntem pregătiți să aplicăm fuel-ul UV. Ce vreau să vă arăt este cum am pregătit kitul și cum am lăsat canturile goale.
aici nu a mai lăsat cantul gol pentru că lovitura a fost așa. Deci aici era înfundat. După aceea din nou cantul gol. Aici vine cantul gol, se vede un pic transparent și se sfârșește undeva aici. La fel și în partea aceasta. Aici lovitura nu a mai fost până în buza cantului, deci cantul a lăsat gol absolut de jur împrejur, numai în această zonă unde a fost lovitura, puțin dunga de mijloc a fost înfundată, deci automat avem chid. Apoi din nou cantul gol. Acum aplicăm fiulăr UV și vedem cum se vede. Aplicăm gazul, după care mână plină. Să vedem cum se vede. Fiulul acesta UV îl vom șlefui cu 3.20. După care dăm scotch bright și așa rămâne că se va da fiulor ud pe ud. Aici era celălalt colț în care era cel mai avariat. Se vede clar cât de bine a ieșit. Aici o să mai încărcăm puțin. Mi se pare mie că mai trebuie un pic încărcat. Da. Acum este pregătită de fiulăr ud pe ud. Să verificăm și ce am făcut. Ne uităm în reflexia neonului. Superb. Să vedem și aici, partea cea mai rea. Prea în poziție bună. Până data viitoare, toate cele bune!